trece, vreme vine, toate sunt vechi și nouă toate. Ce e rău și ce e bine te întreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă, ce e val ca valul trece, de te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate re. Ce? Multe trec pe dinainte. În auz ne sună multe. Cine ține toate minte și-ar sta să le asculte? Tu așează-te deoparte, regăsindu-te pe tine, când cu zgomote deșarte, vreme trece, vreme vine. Nici înclinea ei limbă, rece acum până la gândirii, înspre clipa ce se schimbă pentru masca fericirii, ce din moartea ei se naște și o clipă ține, poate, pentru cine o cunoaște. Toate-s vechi și nouă, toate! Privitor ca la teatru, tu în lume să te închipui, joace unul și pe patru, totuși tu ghicive echipui și de plânge, de se ceartă, tu în colț petreci în tine și înveți de-a lor artă ce e rău și ce e bine. Viitorul și trecutul sunt a filei două fețe, vede în capăt începutul cine știe să le învețe, tot ce a fost ori o să fie. În prezent le avem pe toate, dar de-a lor zădărnicie te întreabă și socoate, căci acelorași mijloace se supun câte există și de mii de ani încoace lumea-i veselă și tristă, alte măști, aceeași piesă, alte guri, aceeași gamă. Amăgit atât de adese, nu spera și nu ai teamă, nu spera când vezi mișei la izbândă făcând punte, doar întrece nătărăi, chiar de fi cu stea în frunte, teamă n-ai că ta vor iară între dânsii să se plece. Nu te prinde lor, tovarăși, ce val, cavalul trece, cu un cântec de sirene, lumea întinde luci în mreje, ca să schimbe actori în scenă, te momești din vârteje, tu pe alături de strecoară, nu băga nici chiar de seamă, din cărarea ta afară, de te îndeamnă, de te cheamă, de te ating, să feri în lături, de hulesc să taci din gură. Ce mai vrei cu atale sfaturi, dacă știi a lor măsură? Zică toți ce vor să zică, treacă în lume cine-o trece. Ca să nu îndrăgești nimică, tu rămâi la toate rece. Tu rămâi la toate rece, de te îndeamnă, de te cheamă. Ce val, cavalul trece, nu spera și nu ai teamă. Te întreabă și socoate ce e rău și ce e bine. Toate sunt vechi și nouă toate, vreme trece, vreme vine. Bun găsit, prieteni! Sunt Dan Ciocoiu la emisiunea De ce se întâmplă și pentru că ne vedem prima oară în anul acesta, la mulți ani și vă urez un an bun cu toate cele bune să vi se împlinească și să vă meargă bine. Întâmplarea face ca debutul emisiunii noastre în anul acesta să pice exact pe 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale, ziua nașterii lui Mihai Eminescu, 170 de ani, o cifră rotundă la nașterea sa. Luceafrul poeziei românești, am mai spus, vom încerca să vorbim despre Eminescu în această emisiune puțin altfel, în așa fel încât să nu pară ca o lecție la școală și nici ca o exegeză foarte doctă a operei sale. Am invitat absolut normal un profesor de limba și literatura română, un om de cultură, doamna profesoară Codina Anghel, mi-a zis în emisiune și la mulți ani. Mulțumesc pentru invitație, un an bun și frumos să avem. Să dea Domnul. Ați urmărit și împreună cu ascultătorii glosă recitată de Ion Caramitru, un mare actor, o mare poezie, poezia mea preferată de la Eminescu, dintre atâtea multe pe care le am. Știu că era la un moment dat și o temă de BAC, dar pe care încercăm să o facem un pic mai neconvențional, național și universală, în opera lui Mihai Eminescu. Și tot spunem sintagma Eminescu poet național. Ce este românesc, ce este național în poezia sa? Acum, vedeți, dacă tot ați vorbit despre glosă, era așa, chiar unul dintre subiectele pe care voiam să-l abordez. Marile spirite se întâlnesc. Așa, întotdeauna. Așa se și spune, că undeva deasupra noastră e un mare fluviu al ideilor
Și uneori, în anumite clipe magice, ne întâlnim acolo agățându-ne de o idee. Glosa e fascinantă pentru că este o poezie cu formă fixă. Ori, se știe, romanticii, revoltați fiind împotriva rigorilor clasice, negau cu desăvârșire restricțiile formale ale sonetelor, gloselor. Înțelegeți? Dar cu toate astea, Eminescu, un mare romantic, se mișcă foarte, foarte fluent în aceste specii cu formă fixă, ceea ce îl ajută să depășească foarte mult granițele, limitele trăsăturilor curentului în care el se manifestă. Asta este fascinant și întotdeauna le spun copiilor că geniile nu au granițe. Nu au granițe de timp, nu au granițe de spațiu și mai ales ideile și expresia ideilor este absolut, zboară absolut liberă. Iar Eminescu cred că ilustrează perfect această definiție a geniului pe care el însuși o dă la un moment dat, dacă citești cu atenție, în Luceafărul, în tabloul al treilea, când Luceafărul se află în călătorie către Origini și către Demiurg, la rugămintea de a îi se dărui o clipă de iubire în schimbul nemuririi, Demiurgul îi spune: noi nu avem nici timp, nici loc și nu cunoaștem moarte. Ori cred că asta ar putea să deschidă posibilități de discuție nelimitate pentru oricine care se oprește o clipă din tăvălugul acesta al realității cotidiene și se îndreaptă spre artă și spre poezie. Mă întrebați ce înseamnă național și universal. Păi, Eminescu, în esența lui, aderând la politica aceasta conservatoare, promova tot ceea ce înseamnă valorile intrinsece ale acestui neam și se revolta de câte ori avea ocazia în articolele sale de presă, de o luciditate și de o finețe a observației absolut uluitoare, se îndrepta împotriva adoptării unor legi, unor principii care nu ne sunt nouă, firești și organice. Lectura astăzi a articolelor sale de presă pare să nu să ne întoarcă în timp, ci dimpotrivă pare să-l aducă pe Eminescu în timpul nostru, pentru că sunt îngrozitor de valabile aceste observații. Da. Și dacă tot ați vorbit despre asta, chiar pe din afară nu știu eu toate, pentru că nu mă pot lăuda cu o memorie atât de vastă încât să știu toate articolele pe din afară, dar am găsit niște citate care ilustrează perfect această dorință de a păstra nealterată esența noastră ca popor. Și iată, de exemplu, un fragment dintr-un articol de-al său de presă. Istoria vorbește în genere clar. O țară unde toți poruncesc și nimeni nu ascultă. O țară unde antiteza între partide se preface în adevărată dușmănie. Unde domnul nu are puterea să îi împace, precum nu a avut-o în Polonia și nici la noi, o asemenea țară e menită să fie prada vecinilor ei. Iar dacă acela care în sufletul său reprezintă ideea statului își ridică fruntea cu îndrăzneală, el cade zdrobit ca și idolul de fier cu picioarele de lut. Vedeți? Și atunci ca și acum, în momentul în care apărai valorile acestui neam, erai pus la zid și înfierat cu tot felul de apelative care, în fine, nu fac cinste oamenilor de idei. E și o dovadă că nu ne-am prea schimbat în ultimii 200 de ani prea mult. În moment ce aceste lucruri rămân valabile și în ziua de astăzi. Pentru că, în fond, clasa politică, conducătorii, metehnele noastre sunt cam aceleași ca și acum 200 de ani. Da, probabil că acesta este și motivul pentru care... Da, asta este fascinant. Vedeți, viața noastră exterioară s-a schimbat foarte mult. Civilizația este... Da. Însă trebuie să facem o distinție între civilizație și cultură. Da. Civilizația probabil este suma bunurilor materiale pe care le dobândim, însă cultura este ceea ce asimilăm în lăuntrul nostru de oameni și în lăuntrul nostru ca popor. Îi întreb și pe copii adesea la școală dacă
citind, să zicem, această poveste de dragoste tragică între Romeo și Julieta, încă se simte emoționat. Și evident că da. Zic, ce face oare? Să mai vibrezi la o poveste de iubire care a apărut acum aproape 500 de ani. Păi dragostea da? este mereu aici, este mereu nouă. Și chiar în cursul unei vieți de om te îndrăgostești de mai multe ori și parcă o simți că întotdeauna e fecată, e ceva nou, e ceva ce n-ai mai trăit. Exact, rămâne ceva undeva în esența noastră de oameni, rămâne ceva neschimbat, chiar dacă manifestările acestea sufletești, spirituale se schimbă. Deci forma lor care răzbate în exterior se schimbă, modalitatea în care ne exprimăm se schimbă, dar sentimentele noastre de oameni sunt aceleași. Ori artiștii și artiștii de geniu reușesc să ajungă la acea esență și să o pună în forme care încă mai transmite sens și valoare generațiilor care vin sau celor care se află în alte spații, în alte contexte. Asta este, repet, e vorba de granițe. Nu au granițe. Da, așa e. Național în publicistică, dar național are și în poezie. Destule, dacă tot e să ne referim la capitolul în care înfierează metecnele conducătorilor noștri, dacă ne uităm la epigonii, țin minte și acum povestit de cineva într-un cadru în vremea dinainte de 89, cineva care cea de epigonii se făcuse o liniște în sală, de toți erau speriați, Doamne, ce se spune acolo referitor la clasa conducătoare, dar n-avea nimeni ce să zică, era vorba de Eminescu, până și băieții cu ochii albaștri ne face cum e, dacă era vorba de Eminescu. Acolo Eminescu îi face efectiv praf, adică ajunge să se lege de defectele lor fizice, să-i zugrăvească ca niște, în primul rând, ca niște caricaturi omenești, apdarmite, ca și apucături și modul cum conduceau, cum se expuneau cei care erau acolo la tribună. Deci inclusiv în poezie apar aceste lucruri categoric, acum romantic în esența sa, fiind Eminescu nu se simte bine în realitate, nu este nu este contextul în care să se manifeste de plin. Și atunci refugiul, ca pentru orice romantic, este în trecut. Un trecut în care regăsește valori pe care să le cânte în poezie sau în scrierile sale. Sau se mai poate refugia în vis. Însă trecutul glorios este clar unul dintre drumurile pe care romanticul Eminescu pornește în proza sau în poezia sa. Și acum toți măcar o dată am citit sau am auzit spunându-se, eu știu, scrisoarea a treia sau, da? Este imposibil să nu fi avut această experiență măcar odată în viața ta. Ceea ce eu aș avea de reproșat modului în care astăzi îi punem în lumină pe acești scriitori este festivismul. Da. Știți, Eugen Ionescu a divorțat urât de literatura română tocmai în momentul în care a îndrăznit să scrie un volum intitulat Nu, în care nega cu desăvârșire valorile clasicilor români. Ori asta a stâlnit o reacție uluitoare, ceea ce a și făcut ca Eugen Ionescu să plece din țară. Dar Eugen Ionescu nu nega valoarea clasicilor români, nega modul în care noi îi privim. Da. Punându-i pe un piedestal, îi golim de sens. Adică în momentul în care spune Eminescu este cel mai mare poet român, comit o nedreptate fără seamăn. Odată că în artă nu se pot stabili ierarhii, pentru că genialitatea aceasta artistică nu poate să fie comparată. Și în al doilea rând, nu spun mai nimic, adică folosesc cuvinte care s-au demonetizat, s-au devalorizat. Dar în momentul în care îl abordăm polivalent, observăm
toate aspectele creației unui om și îl privim din mai multe puncte de vedere, atunci am putea fi mai aproape de a construi un portret viu. Aceste valori ale literaturii, ale culturii române ar trebui să fie vii în conștiința copiilor noștri, ca și valorile istoriei. Uite, trăim într-o zonă foarte bogată, încărcată de istorie, de cultură. Dacă întrebi un tânăr, un elev, cine a fost, de exemplu, Mihai Viteazu, cine a fost doamna Stanca, cine a fost Radu Negru, cine a fost Constantin Brâncoveanu, mă întreb pentru câți dintre copiii din această zonă aceste personalități ar avea o încărcătură emoțională. Adică cred că e de datoria noastră să îi apropiem de aceste valori ale locurilor în care trăim și care au definit istoria și oamenii care au trăit pe aceste locuri. Iar cu scriitorii neamului, cu acești patru clasici, toată lumea știe ca cei patru clasici ai literaturii române. Clasicism cu sensul de valoare, adică cei mai cunoscuți, cei mai valoroși. Eminescu, Caragiale, Creangă, Slavici. Dar de ce? Da. Ce anume face ca ei să fie atât de valoroși? Unde au reușit ei să ajungă? Ce au dat? Ce s-ar întâmpla dacă n-ar exista? Dacă ei n-ar fi existat, ce ar lipsi din cultura românească? Am fi mai săraci, sigur. Știți? Despre asta este vorba. Deci să creăm o imagine vie, să studiem concret anumite momente din viața lor, să citim despre anumite etape din viața lor, despre întâlniri, despre certuri. Doi mari scriitori ai vremii au ajuns într-o dispută fantastică. Uh-huh. Pentru o iubire. De ce să nu vorbim despre asta? Pentru că îi face oameni. Adică, da. Dacă știți, dacă le vorbiți și la clase, așa sunt convins că, și sunt convins că o faceți, că îi incitați pe copii pe elevi să citească. Dar vă mărturisesc un lucru. Mie mi-a plăcut limba română foarte mult și literatura. Dar multe din cărțile obligatorii de atunci le-am citit mult mai târziu. Am citit mult mai târziu, nu mai zic lucruri din biografia respectivilor scriitori sau critică poate mai puțin, dar pe unii am citit, atunci când a fost obligatoriu, nu am citit. Cum să zic, era și înainte de 89, era și stilul acela de predare, puțin mai, era și clasă de matematică, fizică, în fine, n-are importanță, nu-mi plăcea, dar n-aveam timp de literatură. Și, deci... Poate e o vârstă pentru toate, deși dacă știi cum să-l trimiți pe copil cu aceste mici fitile, niște mici chestii care să-l intrige, hai să văd un pic ce însemna epoca aceea, cum a trăit omul, de ce gândea așa, de ce se exprima în așa fel, cum erau vremurile atunci, ca să încerc să-l înțeleg. Și uite-te că, domnule, că bine le zicea de atunci, că uite că sunt valabile și astăzi. Și exact, în ceea ce privește sufletul, am și spus-o, e valabil tot timpul, dar și în celelalte lucruri. Și se poate porni și în sens invers, adică nu neapărat dinspre trecut, înspre prezent. Mm-hmm. Da. Se poate porni și în sens invers. Mie îmi face plăcere, de exemplu, să le aduc copiilor o poezie postmodernă, scrisă în 1983, poema Chiuvetei a lui Mircea Cărtărescu, care clar are elemente vădit comune cu Luceafărul. Într-o zi chiuveta căzu în dragoste, e o dragoste imposibilă între o chiuvetă și o stea. Să ajung 70 de ani mai devreme, mă rog, 60 de ani mai devreme, în 1930, la Riga Cripto și la Pona Enigel, și apoi să ajungem în secolul XIX la Luceafărul lui Eminescu, sunt trei creații foarte amprentate de aceeași idee și puternic legate, influențate de Luceafărul lui Eminescu. Și e foarte interesant să vezi cum se schimbă exprimarea de-a lungul la 100 de ani. Uh-huh. Da? Eminescu a scris Luceafărul în 1883, în fine a apărut atunci la Viena, iar poema Chiuvete a apărut în 1982, deci sunt 100 de ani de poezie, și să vezi aceeași temă a iubirii imposibile reflectate în trei poeme diferite, în trei etape diferite. Sunt niște
portițe care se deschid spre discuții extraordinare. Trebuie doar să ai curajul să treci prin ele și să faci comparații care nu sunt atât de evidente sau facile la prima vedere, dar merită să fie făcute. Da. Care, fără, Doamne ferește, voi ierarhizare, de unde provine universalitatea lui Eminescu? Unde poate fi el așezat lângă romanticii vremii sau cei care l-au inspirat sau în lirica asta mondială? Cam unde poate fi el plasat? Ținând cont că, totuși, cultura românească n-a fost una de forță, a fost totuși marginală față de asta, trebuie să o recunoaștem, ca și istoria noastră. A fost marginală și a fost o istorie mică, ce să zicem. Și când am avut șanse să răzbatem, ne-am dat singuri în cap, în fine, referitor și la Premiul Nobel pentru Literatură și alte, nu mai insist aici. Unde este locul lui? Acum, dacă tot ați făcut referire la cultura română și la literatura română, într-adevăr, e o literatură tânără. Da. Da? Adică, spre deosebire de literaturile europene care au luat startul acum 5, 6, 7, 800, 1000 de ani, când ne gândim la literatura greacă, da? Trecem, da, ne întoarcem. Când prima universitate este creată în 1800 și ce pretenții să ai? Exact. Deci startul a fost dat târziu, e adevărat, însă ceea ce este fascinant este că acest decalaj a fost recuperat destul de repede. Practic se poate vorbi despre trei mari etape. Prima, clar, că aparține Daciei literare și perioadei legate de pașoptism, e vorba de perioada aceea de 20 de ani din jurul Revoluției, de la 1848, în care Cogălnicianu a dat un impuls puternic, da, spre literaturii și culturii române. E o perioadă fascinantă, 20 de ani în care de la aproape nimic s-a trezit spiritul acesta de exprimare a esenței noastre autohtone de români. Iar în următorii 30 de ani, sub impulsul lui Titu Maiorescu și a Junimii, într-adevăr s-a reușit ridicarea culturii române de la scrieți băieți, nu mai scrieți, adică scrieți orice, nu mai scrieți în limba română, fără să punem accent foarte mult pe valoare, s-a ajuns la o cernere a scriitorilor și a ideilor și a speciilor și a modalității de exprimare, în așa fel încât acești patru cel puțin să fie etalon pentru tot ceea ce urmează. Aici este meritul lui Maiorescu, pentru că a intuit faptul că o operă de artă, pentru a fi valoroasă, trebuie să aibă semnul egal între idee și modalitatea de exprimare. Iar ceea ce au reușit cei patru, Eminescu în primul și în primul rând, a fost să scrie opere în care nu doar ideile, temele să fie profunde și valoroase, ci și forma în care aceste idei au fost puse. Ori universalitatea lui și valoarea lui vin tocmai de aici. A aduce în literatura română specii tehnici de exprimare este meritul lui Eminescu. Handicapul pe care literatura română l-avea a fost foarte repede absorbit tocmai prin eforturile și a teoreticienilor perioadei, dar și a scriitorilor care au înțeles mersul lucrurilor. Deci au luat-o cu mult înaintea vremii. De-aia Eminescu avea senzația că nu e înțeles de contemporani. De-aia scria poezii precum epigonii, pentru că el simțea că este înaintea vremurilor. Ca orice om de geniu. Adică orizontul de așteptare al contemporanilor săi, clar că nu era atât de întins cât de departe putea să meargă Eminescu în exprimarea ideilor lui artistice. Dar pe semne că așa se întâmplă cu orice artist, adică da. Niciun artist de geniu nu ne spune lucruri pe care noi înșine le-am putea spune. Evident. Și Slavici spunea la un moment dat, aceasta este menirea artei, ea are rostul să ne ridice acolo unde noi înșine nu putem ajunge. Ori a merge, a fi înaintea
a fi un antemergător, a fi înaintea contemporanilor tăi, probabil în avangarda contemporaneității, probabil că este sensul oricărui artist și al lui Eminescu în special. Vedeți ce interesant este destinul lui? Se spune despre Eminescu că e ultimul mare romantic, că este un romantic întârziat. Da. Dar el nu e cât uși de puțin cel din urmă, adică el nu este în coada Plutonului, el depășește Plutonul pentru că reușește nu doar să ilustreze trăsăturile romantismului, ci să înglobeze acolo trăsături foarte puternice ale altor curente și să deschidă portițe. Există o poezie care pe mine mă fascinează, Numai poetul se numește. Deci o poezie scrisă la final de secol XIX și care începe așa foarte cu minte romantic. Am să vă și citesc. E foarte scurtă și are două secvențe. Se pot face două secvențe. Prima este tipic romantică. Recunoște acolo muzicalitatea, mă rog, rima, absolut orice. Partea a doua însă este fascinantă. Partea a doua pare că vine din secolul următor. Și poezia începe așa: lumea toată-i trecătoare, oamenii se trec și mor, ca și miile de unde, ca un suflet le pătrunde, trăierând necontenit sânul mării infinit. Și după aceea începe secvența a doua, pe care dacă ai citi-o fără prima secvență, pare să sune a poezie de secol 20. S-a terminat cu rima, s-a terminat cu versurile egale, s-a terminat cu expresivitatea romantică, cu figurile acestea, metafore peste metafore, deci suntem undeva în perioada interbelică aproape. Numai poetul, ca păsăr ce zboară deasupra valurilor, trece peste nemărginirea timpurilor. În ramurile gândului, în sfintele lungi, unde păsări ca el se întrec în cântări. Da, e cu totul altceva. Da. Exact. Se simte, simte, da, această premoniție a modernismului ceva să vină. Deci cu 40-50 de ani înainte, Eminescu scrie în pur spirit modernist. Deci dacă am compara aceste versuri cu Blaga, este fascinantă asemănarea. Da. Ori asta din nou ține de geniu, pentru că a vedea dincolo de timp și de spațiu, nu, asta nu se întâmplă oamenilor obișnuiți. Absolut. Ne apropiem de finalul emisiunii, că trebuie să avem loc și de o melodie, evident, pe versul de Eminescu. V-aș propune un mic joc, fără a întreba dacă un Eminescu este posibil în ziua de astăzi, nu știu dacă l-am recunoaște în primul rând. Vă întreb dacă ar trăi Eminescu în ziua de azi, cum ar fi etichetat? Eu zic că ar fi etichetat și ca și xenofob, dacă scudă numai doină de la Institutul Planetistator plânsul misa că nu mai poate să bate de străinătate, că nu e politically corect, dat fiind faptul că se leagă de niște defecte fizice ale unor personaje. Ar fi foarte greu pentru un Eminescu în ziua de astăzi. Cred că avea niște chinci de exprimare parcă mai... mai mari decât ar fi fost că s-ar fi născut înainte de 89. Categoric, în primul rând că i-am nega meritele, pentru că întotdeauna mediocritatea, astăzi e un pic mai rău, pentru că astăzi nici nu mai putem vorbi despre mediocritate, deja coborâm vertiginos spre nulitate. Da. Ori nulitățile, în esența lor, au tendința de a expulza valorile, tocmai ca să nu existe elemente de comparație. În fine, dar dacă printr-o magie s-ar întâmpla ca spiritul lui să se reîntoarcă în contemporaneitate, probabil că analiza lui lucidă ar durea îngrozitor. Da. Și pentru că pe mine mă doare foarte mult educația și lipsa de sens care, din păcate, ne face să orbecăim ca și sistem. Am ales niște citate pe care Eminescu
din Eminescu, din perioada lui ca publicist, referitor la educație și la școală. Vă rog, și iată unul, și iată da. Unul care îi va face să rezoneze pe toți profesorii care vor auzi, care vor urmări această emisiune. Copiii români sunt încărcați cu materii atât de multe și atât de diverse, încât nici profesorii, nici școlarii nu se pot orienta în capetele lor. Acești copii nu învață nimic pentru că memoria nu păstrează nimic nepriceput, nerumegat, unde interesul viu și judecata copilului n-au jucat niciun rol. Singurul efect al încărcării memoriei cu lucruri pe care nu le poate mistui e sila și scârba copilului de carte. La acest rezultat au ajuns aproape toate școalele la noi. Vezi tineri care au învățat latinește, grecește, istoria universală, logica, psihologia, științe naturale, geografie în toate clasele, drepte administrative, economie politică, au trecut bacalaureatul și cu toate acestea nu știu a scrie o frază corectă, iar a doua zi după ce au părăsit școala, au uitat tot. Eminescu mereu actual, ce putem spune. Vă mulțumesc mult pentru prezența în misiune și pentru modul cum ați reușit să vorbiți despre Eminescu. Vă doresc un an bun și sunt convins că ne vom mai întâlni la această emisiune. Mulțumesc. Și ca încheiere, o îngemânare dintre poezia lui Eminescu și o muzică inspirată, atât de fragedă cu mondial pe versul Mihai Eminescu, sunt Dan Ciocoiu, la bună vedere. Unde te duci când o să vii? Unde te duci când o să vii?